perioada 12-13 mai 2014, la sediul Universității Hiperion din București, s-a desfășurat conferința internațională Românii și popoarele balcanice, confluențe istorico-geografice, ediția a doua, organizată de facultățile de științe sociale, umaniste și ale naturii, specializările istorie și geografie. Domnul și doamnelor, deschidem astăzi ediția a doua conferinței internaționale România și popoarele balcanice, confluențe istorico-geografice, în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea Aristotel din Salonic, Universitatea din Craiova, Societatea de Științe Istorice din România, Asociația de Balcanistică și Slavistică din România, firma Ștefadina Sererec Brăupării în domeniul arhivelor, alte organizații din domeniul geografiei și istoriei. La această conferință participă invitați de seamă profesori universitari, cercetători, studenți. Profesor universitar dr. Sabina Ispas, academician, Academia Română, profesor Victor Boștinaru, europarlamentar, profesor universitar dr. Murelos Ioannis, Universitatea din Salonic, Grecia, conferențiar universitar dr. Iacovos Mihailidis, Universitatea din Salonic, profesor universitar dr. Apostolos Pateleachis, Institutul de Studii Balcanice din Salonic, profesorul Ionuș Erban de la Universitatea din Craiova. De asemenea, participă studenți, masteranți, cercetători, oameni de cultură, domnul redactor șef al revistei Magazin Istoric. Cuvântul de început l-a avut rectorul Universității Hiperion, profesor universitar dr. Severin Spânulescu. Stimați invitați, am deosebită onoare să vorbesc în deschiderea acestui eveniment și, deși am făcut-o de multe ori, astăzi sunt tentat să pun mai mult suflet în urarea de bun venit oaspeților noștri și celor din interiorul universității, pentru că dezbatem un subiect deosebit de generos, cu implicații afective, aș spune, pentru fiecare dintre noi și pentru mine în special. Am să-mi permit să elucidez puțin acest aspect și am să încep să spun că, deși, după cum se știe, nu am o formație în aceste domenii, am avut totuși contact cu ele și am fost de multe ori tentat să acționez în această direcție. Cu toții am avut primul contact cu astfel de lucruri încă din școala generală și apoi în liceu. Și deși personal am fost atras și am urmat calea matematicii, pentru că mi s-a părut nu ușoară, ci foarte grea, și asta era într-adevăr tentant, rețin, și cred că toți cei din sală vor fi de acord cu mine, că cele mai frumoase materii și cele mai interesante din școală erau geografia și istoria. Cu toții ați simțit desigur acest lucru, pentru că altfel nu ați fi astăzi aici, iar majoritatea dintre dumneavoastră le-au ales ca profesiune, pentru că au înțeles dincolo de nivelul școlar la care am avut contact prima oară cu ele, că lucrurile stau în realitate mult mai complicat și merită o atenție sporită o eventuală profesiune care, iată, s-a materializat la majoritatea dintre dumneavoastră. Într-adevăr, există atâtea enigme, atâtea aspecte, atâta complexitate în aceste două domenii și în special în întrepătrunderea lor, încât vor exista în continuare lungi perioade de cercetări și, aș spune, de noi descoperiri, care
vor retrasa, pe de o parte, liniile istorice și, pe de altă parte, vor reinterpreta geografia umană, felul în care aceste forme de relief au fost populate și influența lor asupra culturilor și dezvoltării civilizației. Sigur că perioada care, la care ne referim este una veche, poate cea mai interesantă ar fi protoistoria, pentru că în această zonă, care a fost, de fapt, în epoca bronzului, parcă, poarta de intrare a civilizațiilor în Europa și, bineînțeles, geografic vorbind, aici a existat acel flux maxim de cunoștințe și de populație între restul continentelor și Europa. Deci, este zona atât de fierbinte în perspectiva istoriei antice și chiar a protoistoriei, iar izvoarele sunt atât de puține și atât de neclare, încât deschid un câmp vast de cercetare în care se înscrie și această conferință. La conferință au participat cadre didactice universitare de la Academia Română, Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea Hiperion București, Universitatea Aristotel Salonic, Universitatea din Sofia, Institutul de Studii Balcanice Salonic, Universitatea București, Universitatea din Craiova, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București, Universitatea Spiru Haret București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, Muzeul Calatis Mangalia. Sunt încă o dată extrem de onorat să particip la deschiderea acestui eveniment pe care îl consider ca extrem de important, pentru că el vine să arate două, trei lucruri care sunt aproape truisme. Întâi de toate că istoria nu s-a născut în această zonă în 1989 sau după 1989. Și nu o spun cu vreun fals patriotism sau cu un ego de ultim moment. Nu, este o realitate demonstrată de multă vreme. Istoria s-a născut în Europa, poate în primul rând aici, în zona Balcanilor, și de aici a migrat către Europa Occidentală. Mi-amintesc de o experiență extraordinară la Thessaloniki, a fost anul cultural, capitala culturală a Europei, și am vizitat un muzeu excepțional. Și un cercetător științific i-a invitat pe participanți, erau din țări NATO și viitoare membre NATO, i-a invitat să ia act de modul cum s-a născut Renașterea. Din Creta, cum a migrat arta bizantină timpurie, arta religioasă în primul rând, arta portretului, cum a migrat din Creta, prin insule, către Italia. Era o demonstrație aproape empirică despre rolul pe care Balcanii l-au avut în unul din cele mai spectaculoase, cele mai importante momente de cotitură în istoria culturii, a științei, a cunoașterii în Europa. Despre aceste lucruri se spune foarte puțin de obicei, iar noi cei din Balcan, și n-am nicio jenă să spun că mă simt la fel de european și de român când spun că sunt balcanic ca dumneavoastră toți, cred că Balcanii au reprezentat dintotdeauna o retortă în care s-au exersat cu mult înainte de descoperirea acestor valori multiculturalismul, multireligiozitatea, multietnicitatea, toleranța și împărțirea în comun a unor elemente pe care nu ezit să le numesc valori. Dincolo de aceste valori comune, dincolo de influența comună la un spațiu cultural pe care trebuie să îl acceptăm și să îl numim cu respect spațiul balcanic, popoarele și națiunile din Balcani, de-a lungul istoriei, au împărțit nu doar vecinătatea geografică, asta nu ți-o poți alege, dar au împărtășit de-a lungul timpului aspirații comune. Și gândiți-vă,
câte din proiectele fundamentale de emancipare națională, începând cu independența Republicii Elene a statului grec, s-au născut printr-o cooperare, printr-un proiect autentic regional. Gândiți-vă și dumneavoastră, repet, o spun cu toată umilința, dumneavoastră sunteți oamenii de știință, dar trebuie să luăm act de faptul că proiectele de emancipare națională, ideea de independență, de construirea culturii, a limbii moderne, s-au născut printr-un efort autentic de cooperare, dincolo de frontiere, de la oamenii literaturii bulgare moderne, la presa din Bulgaria, presa modernă din Bulgaria, la membrii care au construit Academia Bulgară, este vorba de un proiect autentic regional, care a implicat cooperarea elitelor din statele membre. Așa încât aș putea spune că, de fapt, spiritul de toleranță, spiritul multicultural, multietnic, multireligios, s-a exersat în această regiune pe o durată mai mare decât este durata Uniunii Europene. Balcanii au fost, în fapt, un proiect care premerge prin ideile sale ideea de Europa Unită. Au fost războaie, au fost confruntări, dar unde nu au fost confruntări în Europa acelei epoci? Ori toate aceste lucruri ar trebui să le spunem cu mai mult curaj, bazându-ne mai ales pe contribuția dumneavoastră, pe contribuția oamenilor de știință, pentru că ele nu sunt doar declarații de intenție, nu sunt doar reinterpretări. Sigur, nu sunt dintre aceia care se creadă că a prezenta faptele istorice înseamnă o supradimensionare a ego-ului național care poate să devină naționalist. Aici îndrăznesc să vă spun că cea mai lucidă abordare a rolului, mai ales al arhivelor istorice, în cultivarea cooperării, a reducerii tensiunilor, este decizia luată de autoritățile competente din Franța și Germania, care în urmă cu 2 sau 3 ani de zile au decis încă o dată prelungirea cu 50 de ani a embargoului asupra accesului la arhivele referitoare la al doilea război mondial, perioada premergătoare celui de al doilea război mondial, pentru că acolo era cutia Pandorei. Acolo se găsesc toți demonii naționalismului care, odată eliberați, pot să reaprindă pasiunile naționaliste. Ori noi în Balcani am avut aceste pasiuni naționaliste care, de asemenea, au generat confruntare, au generat violență. Dar a continua să acceptăm ideea că Balcanii au fost caracterizați de diviziune, au fost caracterizați de confruntare, de intoleranță, nu este doar neadevărat, este și inacceptabil, atât științific cât și politic, pentru că istoria exersată de-a lungul a 2000 de ani probează contrariul. Și cred că este o umilă invitație adresată dumneavoastră ca oamenii de știință să vină inclusiv prin proiectele Erasmus și alte forme de cooperare interuniversitară în forță cu aceste exemple de cooperare, de exemple de toleranță, exemple de a împărți în comun ceea ce ne-a aparținut nouă națiunilor din Balcani, ca o contribuție modestă și onestă la ceea ce este istoria Uniunii Europene. Pentru că vorbim de Casa Comună a Istoriei Europene, este un proiect care urmează să se dezvolte. Rațiuni financiare fac ca el să nu meargă mai repede. Dar noi, cei din zonă, care suntem și membri ai Uniunii Europene sau aspirăm să fim, trebuie să spunem cu voce autorizată a oamenilor de știință din regiunea noastră că această contribuție multimilenară la istoria europeană trebuie să aibă un loc și să fie tratată cu respect, pentru că Europa nu este doar despre Europa Occidentală. Nu este deloc doar despre Europa Occidentală. ...care, din punctul meu de
punctul meu de vedere vis-a-vis de... Problematica dezbaterilor se concentrează pe evoluția societății umane și a mediului geografic în spațiul balcanic de-a lungul istoriei omenirii. Au fost susținute 53 de comunicări în plen și pe secțiuni, la care au participat studenți și masteranți din Universitatea Hyperion. Sigur că a fost impresionant acest gest de a mă invita la manifestarea aceasta științifică. În al doilea rând, pentru că tema în sine are o deschidere și o importanță contemporană cu totul ieșită din comun, aș spune eu. Nu știu dacă toată lumea conștientizează dimensiunea reală a ce ar trebui să însemne restituirea, în primul rând, pentru Europa, pentru toată. Ce ar trebui să însemne restituirea rolului sud-estului european în constituirea civilizației și culturii europene, pe de-o parte, iar pe de alta, în rolul deosebit de important al acestui spațiu, nu numai geografic, dar să spunem geografic, în circulația informației din tot bazinul Mediteranei, mai ales din bazinul Mediteranei Orientale și mare parte a marilor culturi asiatice, și asta ar trebui nu neapărat privită în viziunea aceea veche, protocronistă, nu ceva de genul acesta, ci ca un proces statornic care continuă și astăzi, care ar trebui cercetat astăzi, în ce fel, prin ce mijloace, care sunt canalele și care sunt efectele acestui schimb permanent de informație, de cultură și, mai nou, pentru că este mult mai ușor sistemul de comunicare și de transport, de oameni. Dragi, conferința a reunit personalități științifice și publice remarcabile. Mea, cam din acești temei am pornit atât în cercetare cât și în... La sanitaire, paludism în particulier, a brusquement fléchi et son moral s'en trouve atteint. Pour couronner le tout, lucrarea de față se dorește o contribuție la cunoașterea relațiilor uniene-române într-o perioadă destul de complexă și dificilă, când practic cele două state prietene se vor afla cu sau fără voia lor în blocuri politico-militare opuse. 34, that Greece should not have an official capital, since the real capital of Hellenism was actually Constantinople. Care este importanța contemporană a acestei teme? Eu cred că este o temă extrem de actuală și o salut entuziast, pentru că ea vine să demonstreze un lucru simplu. Balcanii nu au fost doar consumatori de istorie, cum se insinuează adesea și se spune trimițând această regiune în derizoriu. Balcanii au generat, cel puțin de-a lungul a 2500-3000 de ani, istorie cu majuscule, au contribuit semnificativ la istoria europeană, ori un eveniment ca cel de astăzi vine să sublinieze acest efort comun al statelor și națiunilor din Balcani și rolul pe care în mod natural, organic, noi îl avem tot ceea ce înseamnă construcția, civilizația, cultura europeană. În plus, este un moment important să realizăm că prin intermediul mediului academic și a elitelor intelectuale putem accelera procesul de integrare a regiunii Balcanilor în Uniunea Europeană ca o formă de împlinire a unui proiect în egală măsură civilizațional, politic și economic de desăvârșirea unității europene. Care este mesajul pe care vreți să-l transmiteți noii generații? Acela că istoria s-a născut cu mult înaintea apariției noastre biologice în acest spațiu, ea trebuie cercetată, trebuie cunoscută cu onestitate și cu profunzime. Este încă extraordinar de important că sunt atâția profesori
cum sunt cei pe care i-am întâlnit astăzi la universitatea noastră, care fac această transmitere, și că nimic nu se poate clădi ca proiect de viitor fără cunoașterea corectă a istoriei naționale și a istoriei regiunii noastre. Și dumneavoastră, ca europarlamentar, ce rol aveți în acest sens? Ca român, ca fost profesor de istorie și ca europarlamentar, vreau să transmit acest mesaj comun, care altfel a fost exprimat de toți distinșii vorbitori, că această regiune a avut o contribuție majoră la istoria și civilizația europeană. Această contribuție trebuie recunoscută și trebuie respectată și în egală măsură trebuie promovată. Și o putem face inclusiv prin transformarea acestui efort în proiecte europene, care ar putea să primească, de ce nu, inclusiv finanțări europene, pentru ca locul și rolul nostru să fie mai bine cunoscute. Ați vorbit despre mesajul pe care ați vrea să-l transmiteți noii generații. Despre ce este vorba? Fiind aproape de studenți foarte mulți ani, noi trebuie să ne ocupăm nu numai de pregătirea lor profesională, dar trebuie să și dirijăm, să-i coordonăm și să le arătăm care este realitatea, astfel încât să poată să se integreze mai repede și să știm în ce direcție să se miște, să se deplaseze, să se orienteze. Deci, în discuțiile pe care le avem în afară de orele de curs, discutăm și de celelalte probleme, adică cu ce se pot ocupa, ce pot să facă, ce perspective există, ce colaborări pot să facă. Și cu această ocazie am reușit ca pe foarte mulți tineri studenți greci, cărora le predau limba română, să-i trimit în România la masterate, la doctorate, să colaboreze. Mulți activează deja în România, avem mulți traducători, se traduc cărți. Deci vreau să spun că încerc să dau și un caracter practic acestor cunoștințe pe care le dobândesc în facultate și de la mine în ceea ce privește pe limba română și cultura română. Deci ăsta este mesajul. Care credeți că este importanța contemporană a acestei teme? Importanța este foarte mare, pentru că cu criza în care se află Grecia, șomajul în rândul tineretului este foarte mare și atunci problema care îi preocupă în mod deosebit este unde vom lucra sau unde vom găsi un loc de muncă. Deci e important să îi dirijăm într-o direcție unde vor avea și perspective de viitor. Iar eu le explic că în România există astfel de posibilități de a lucra, de a colabora, pentru că eu cunosc foarte bine că România este cea mai mare țară din Balcani. Eu, ca să le dau să înțeleagă ce înseamnă România, le spun: România este cât Bulgaria, Grecia și Skopje la un loc. Deci ca mărime și ca suprafață. Și atunci aș dau seama ce înseamnă România, pentru că te uiți pe hartă, dar de multe ori nu vezi. Pe când așa vii și le dai niște exemple concrete și le spui și le repet din nou și le spun: gândiți-vă bine, Bulgaria, Grecia și Skopje la un loc reprezintă România. Și atunci e bineînțeles că îți dau seama că acolo sunt mai multe perspective de a lucra și de a colabora. Ați observat diferențe între studenții români și greci, cei greci? Bine, eu acum nu prea cunosc realitățile de aici așa de mult, dar din discuțiile pe care le am cu profesorii români, mi-au spus că nu mai este nivelul care era cândva pe vremuri, pentru că atunci, practic, nici nu aveai ce altceva să faci, adică era o singură direcție. Ori învățai, ori nu învățai, deci practic nu aveai ce să faci, nu? Adică soluțiile erau limitate, pe când acum poți să faci, poți să fii student, să ai și întreprindere, să faci și alte lucruri, pe când atunci nu puteai să faci nimic decât să citești, să te pregătești și să fii un student foarte bun. Former Yugoslav Republic of Macedonia because of the dispute about the name of the symbols of that country. Conferința a reunit personalități științifice și publice remarcabile. Academician Sabina Ispas, Academia Română, dr. Victor Boștinaru, deputat în Parlamentul European, profesor universitar dr. Murelos Ioanis, profesor universitar dr. Corneliu Mihail Lungu, profesor universitar dr. Constantin Hlihor, profesor universitar dr. Sorin Liviu Damean, profesor universitar dr. Apostolos Patelakis, dr. Asen Tutekov, diplomat atașat cultural, conferențiar universitar dr. Grigor Grigorov. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea din Craiova, Asociația Română de Limnogeografie, Asociația Geografilor Umaniști din România, Asociația de Balcanistică și Slavistică din România.
primul rând aș dori să vă întreb ce reprezintă pentru Universitatea Hyperion această conferință internațională. Această conferință internațională pentru Universitatea Hyperion reprezintă o activitate care pune în valoare relațiile dintre universitatea noastră și universitățile din țară, universitățile din străinătate, aș aminti Universitatea Salonic și Institutul de Studii Balcanice din Salonic, Grecia. Care sunt concluziile acestei conferințe? Concluziile cred că ar trebui să le aibă presa, să le aibă studenții, profesorii, cercetătorii care au participat la această conferință internațională care a pus în evidență rolul Balcanilor în istoria Europei, rolul Balcanilor în Uniunea Europeană. Importanța contemporană a acestei teme? Importanța contemporană a acestei teme constă în schimburile care se realizează între universitățile noastre, schimburi de profesori, de studenți, pentru punerea în valoare a ideilor de colaborare în spațiul european. Unde se dorea să se ajungă? Și spune... Profesorul universitar dr. Ștefan Păun, prorectorul Universității Hyperion și gazda acestei manifestări, a înmânat participanților diplome din partea Comitetului Științific al Conferinței.